Chiar dacă cei doi îndrăgostiți au încredere unul în celălalt, Andreea recunoaște că și-a prins soțul în timp ce îi umbla prin telefon, dar nici ea nu s-a lăsat mai prejos și recunoaște că i-a mai verificat telefonul lui Cabral din când în când. Tu te-ai uitat vreodată în telefonul lui Cabral? Îți dai seama că odată și odată, nu știu, ți-a aruncat cu piatra cine n-a făcut-o niciodată. S-a întâmplat, dar chiar m-am lepădat de sportul ăsta de foarte multă vreme și nu știu dacă e inconștiență sau e maturitate, știi, adică o fi de bine? Da, el crezi că se uită în telefonul tău? Se uită, da, da. Acum nu foarte frecvent nici el, dar avem câteva episoade amuzante, memorabile, în care decât să recunoască că a făcut așa ceva, în momentul în care am deschis telefonul pe un mesaj vechi de acum 6 luni, în care era evident că nu intrasem eu, mi-a spus că a intrat să pună alarma să sune și că s-a încurcat cumva în meniu și ce să vezi, întâmplare, mesajele de acum 6 luni, noi doi având același model de telefon. Cu toate acestea, vedeta mărturisește că după 13 ani de relație au trecut de această etapă atât ea cât și Cabral, iar acum își împart chiar și unele conturi de socializare. Am spus întotdeauna că nu suntem un cuplu perfect și că nu suntem neapărat un exemplu, dar astăzi aniversăm 13 ani de căsătorie, așa că să nu vorbim despre cele rele. Am avut și noi, știi cum e, un drum cu de toate. Important e că le-am depășit împreună. Dar parolele vi le știți de la Facebook, Instagram? Da, da, da. Și chiar avem anumite platforme pe care suntem admin, și el și eu. Deci aveți foarte mare încredere unul în celălalt. Inconștiența asta, zic.